În etapa cu numărul 17 a Ligii a 3-a, CSM Râmnicu Sărat are programat pe teren propriu meciul în compania formației Agricola Borcea. Râmnicenii ocupă locul 8 în clasament și vin după un egal cu cei de la Fece Voluntari 2, în timp ce oaspeții aflați pe poziția a 10 vin după o înfrângere cu 0 la 3 în fața celor de la Farul. Meciul ar trebui să se joace mâine de la ora 15, însă rămâne de văzut dacă vremea va permite desfășurarea partidei. Cum în această noapte intră în vigoare o avertizare meteorologică de viscol, jucătorii de la CSM Râmnicu Sărat așteaptă decizia Departamentului de Competiții din cadrul Federației Române de Fotbal, care va stabili dacă partida se va juca sau se va amâna.